Suntem la centrul de colectare cu aport voluntar, la care se lucrează în continuare. Din punctul meu de vedere, această investiție înseamnă o investiție care aduce civilizație la nivelul comunei Cortun, pentru că va oferi oportunitatea fiecărui locuitor de pe raza comunei Cortun să aducă aici toate deșeurile care, în mod normal, operatorul de salubritate nu le preia din fața porții. Și am discutat, aici sunt mai multe tipuri de deșeuri. Sunt deșeuri din textile, deșeuri cauciucuri, sunt deșeuri vegetale. Sunt aproximativ 18 tipuri de deșeuri care vor fi colectate aici, în această zonă, și care vor fi preluate de alți operatori specializați și neutralizate. Practic, înseamnă un plus pentru sistemul de salubritate pe care îl avem la nivelul comunei noastre. E un obiectiv de investiții care va fi obligatoriu pentru fiecare comunitate din România în următorii ani. În această etapă am reușit să obținem finanțare pentru acest obiectiv de investiții. Este o finanțare prin Programul Național de Redresare și de Reziliență de aproximativ 900.000 de euro. Aici suntem în comuna Cortun, dar mă bucur că și Romanul și Săboanii sunt alte două comunități din județul Neamț care au accesat aceste sume de bani pentru aceste investiții importante, care, din punctul meu de vedere, înseamnă civilizație pentru aceste comunități.